Întrebat-o pe ce aia ta s-a schimbat. Un jeep era indian. El când a văzut de jeep a crezut că vrea un jeep britanic. Și am zis, ok, hai să facem următorul deal. Tu în două ore mi-aduci un Tata Sumo, pe care nu dau mai mult de 4.000 de rupii, iar eu îți aduc două tipe la magazinul tău de mătase. Deal? Zice, ok, dar mai am o condiție. Dacă vrei ca să-ți dau cele mai bune prețuri, că presupun că-s prietenele tale, să nu vii cu un șofer de rickshaw, pentru că trebuie să-i dau și lui ăla. Așa că m-am dus la cu el să-mi arate unde e locul. Mamă, toți ne-am zis fetelor, hai, gata, hai la magazinul de mătase, că facem rost de mașină de acolo. Ne-am dus toți ăștia cu rickshaw după noi, săr, nu, gelan, mergem pe jos. Și am intrat drept la magazinul de mătase. Nu pot să spun că, mă rog, că era o situație tensionată, erau chiar nervoase, aș putea spune. Dar l-am dus la locul ideal. A, scuze, asta e tot asta e nemțoaica, care își revenise săraca după acel drum de coșmar. Prietenul ei nu, încă era la A. Așa că, revenind, ne-am adus în Nirvana, în paradis. Locul în care erau mii de obiecte din mătase. Întâmplător am nimerit și la un tip care chiar se pricepea. Deci ăsta e la cu mașina, cu eu îți dau mașina, cu eu te duc agici și cu clientele. Tipul era chiar bun. Deci eu l-am filmat. E un întreg spectacol și un întreg ritual de vânzare a mătăsii. Mai întâi te nebunește. Deci vine și ți aruncă ca și vază distroare, ți aruncă toate șalurile, toate sariurile, o întreagă nebunie de culori, toate sunt strălucitoare. De jur împrejur, camera e relativ în semi-întuneric, dar acolo niște neoane de-astea de îți iau ochii. E un întreg ritual. Ce e cert este că dacă vedeți pe fețele lor, s-au înseminat. Dacă poza de dinainte era un surâs mai social, pentru poze, asta era chiar adevărat. Evident că toată această experiență a durat cu o oră. Eu mă mai cer și pe la hotel să văd aia ce mașină mi-aduc. Mi-au adus un ambasador la 4.000 de rupii și am zis să se ducă cu ambasadorul de acolo, că nu cred că la șosele indică pot să merg cu ambasadorul și bine că am făcut asta. Au fost, au cumpărat și au luat sariu și au luat șalul și au luat de toate și am zis ok, când e cu mașina? One hour, sir. La hotel am încercat, nu știu ce, am mai mâncat ceva, deodată vine timpul, începusem să am dubii. A venit nu cu unul, a venit cu vreo cinci. Tata Sumo. Nu le-am mai zis pe toate cinci, pentru că el s-a dus, a pus pe sum fiecare mașină, le-a deschis, a uitat, le-a dat drumul și a spus, this is the best. Cu ăsta trebuie să te duci. Și aici suntem cei trei care au rămas să ne ducem. El e intermediarul, evident că și-a luat și el partea. Ăsta e patronul mașinii. Mă rog, s-au cunoscut sumele proprietari și ăștia doi băieți sunt șoferi. Slavă Doamne că am avut doi. În fine, ne-am bucurat, l-am urcat toți în mașină. Am pus până și benzină, asta este la benzinărie. Și am plecat la drum. Ne-a sperat cândva pe la 5 după masă. Din păcate, mai am poze de aici, din drum. Evident că s-a noptat destul de repede, era totuși iarna. Cert e că drumul era ok, pe lângă faptul că tot ce putea să miște exista pe acel drum, de la camioane, la mașini, la vaci, la capre, la biciclete, la oameni care mergeau pe jos, rickshaw și așa mai departe și mergeau într-o ordine care nu era foarte clară nouă, dar cel puțin băieții ăștia vorea să le fie relativ clare, cu tirurile care îți veneau frontal și cumva în ultima secundă ăsta intra în canal de lângă ca să le evite. În fine, și asta era rezonabil și ajungem, cred că era 9 seara sau 10 seara, la un punct care părea să fie punctul de graniță între cele două state. Noi eram în statul Uttar Pradesh și urma să ne ducem în statul Madhya Pradesh. Mă așteptam să fie punctul de frontieră între județele Prahova și Brașov. Ei bine, n-a fost. Nici măcar dintre Germania și Olanda.
Ne-am oprit acolo și am stat și am stat și am stat, am bea pe șofer, băi, care-i treaba? Zice, sunt problems, problems, sir, problems. Așa că m-am dus în respectiva casă. Acolo era, mă rog, era o tripletă de aur, nu Brahma the Creator și așa mai departe. Era șeful mare, gras, eu sunt mic și subțire. Nu vorbea o boabă engleză, cred că era unul din puținii oameni care am găsit în India care nu vorbea o boabă engleză sau poate se prefăcea. Și stătea liniștit la o masă și avea o poziție imperială. Exista adjunctul, mai subțirel, mai tinerel, foarte ager, vorbea binișor engleza, care alerga de jur împrejur și de câte ori trăiteai la el, era un întreg spectacol, era ceva de genul. Yes, sir. Yes, sir. The coffee will be served. Deci, era exact cu două fețe. Plus, erau deschizători de ușă. Orice ușă în India era un deschizător. Și în unele cazuri, în cazuri mai simandicoase, cum era punctul ăsta de frontieră, dacă sunt două uși, fiecare are deschizătorul. Deci există deschizătorul de ușă la stânga, deschizătorul de ușă la dreapta. Evident, mai erau și oameni care făceau cafele și oameni care făceau mâncare, plus aia care, nu știu, se uitau pe niște hârtii. După ce am discutat vreo 10 minute despre România, despre ce frumoasă este țara lor, India, despre că noi suntem niște... Am întrebat care este problema. Nu e bine niciodată să intri în direct. N-a problemă. Și zice, proștii voștri de șoferi, dar nu este vina voastră, Sahib, nu au hârtie ca să poată să treacă în statul Madhya Pradesh. Am început să extind despre Uniunea Europeană, să ne fac teoria libertății de mișcare, de circulație și așa mai departe. Nu știu dacă am înțeles-o, păreau să o înțeleagă. Cert e că le lipsea o ștampină. Și am zis să aduc artileria grea. Așa că m-am dus în mașină unde erau fete și am zis fetelor, hai sus, faceți-vă frumoase că avem de negociat cu băieții. M-au venit, s-au prezentat. Evident, atmosfera care așa zic a foarte destinsă, deci încă și mai destinsă. Ne-am uitat, mi-am cam avea un calendar cu anul 1974, probabil, în care erau diverse poze cu Taj Mahalul, cu diverse locuri importante, mă rog, temple, palate și așa mai departe. Ne-am uitat ca proști la alea și zice, ce frumos și aici ne duce. Până la urmă ne-a dus, evident, ceaiul, mâncare, masala, lassi, prăjituri, la 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 la. Evident că am mâncat. După aia am intrat în problemă. Și ne-a spus că o să ne ajute. Așa că am continuat discuția, până când, cam după două ore, probabil se făcuse miezul nopții, ar fi venit o hârtie, deși am dubit să fi venit acea hârtie, pentru că n-am văzut niciun fax. Parola. Și porumbei călători de obicei nu umblă noaptea, iar din Varanasi făcusem deja vreo 4 ore. Cert e că șeful s-a îmbunat, ne-am strâns mâinile. I-am mai dat și niște am dat la toți barnote de 10.000 de lei. De fiecare dată când mă duc în diverse locuri, mă duc cu barnote, mă rog, acum de oleu atunci de 10.000 de lei, care sunt de plastic și în foarte multe țări arată foarte cool. Și ne-am dat cadou de la mine din țară. Au zis, noi nu luăm bani, luăm mită. India fiind cunoscută pentru o țară în care mita este complet necunoscută. Dar am explicat că nu e o mită, ci că este un suvenir pe care îl dăm din toată inima ca să dea la copii să se joace cu el. Evident, s-a uitat la el, a văzut că se vede până el, era o nebunie totală. Cert este că până la urmă ne-a dat drumul, ne-a urat drum bun și bine a făcut că ne-a urat drum bun. Că am regretat după aceea că am plecat din acel loc primitor, pentru simplu motiv că a dispărut drumul.